Aș vrea să îmi permiteți acum la început, foarte pe scurt, să fac un scurt anunț pentru tinerii dumneavoastră. Însărcinarea mea cu biserica de la Kitchen este să slujesc cu tinerii și să mă ocup de lucrarea de tineret. Noi am organizat din nou, cum a fost câțiva ani în urmă, când fratele Andy Ranca atunci cu noi, activ la biserică. La perioada aceea era Olimpiada Biblică, care a pregătită memorare din Scriptură și o pregătire pentru un test din Scriptură. Mai mulți tineri au participat atât la Chicine, pe 5 ani, dacă mi-am amintesc bine, și de la Montreal. Cu ajutorul Domnului, pentru mai 2017, ne pregătim din nou să facem această competiție biblică. Dacă sunt tineri doritori din adunarea dumneavoastră care a dorit să participe, ne-am bucurat tare mult să putem împreună să ne organizăm, să facem această lucrare frumoasă. Voi lăsa fratelui Fer și fratelui Sorin Miștoc informațiile pertinente acestei unități biblice și dacă sunt tineri doritori, vă rugăm să ne anunțați din timp ca să știm să ne pregătim cum trebuie, dar am vrea să vă îndemnăm pe toți. Cercetați Scripturile, căci în El, cea Domnului Iisus Hristos, aveți viața veșnică. Amin. Aș vrea în dimineața aceasta câteva gânduri scurte să împărtășesc cu dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună cu fratele Andy, care este un bun prieten și, să zic așa, coleg în lucrare. Dacă mă gândesc bine, ultima oară când am fost împreună, a fost în 2013 la Montreal. Au trecut ceva ani de atunci și m-aș bucura să-l aud și pe fratele Andy predicând astăzi un pic mai mult, așa că am să mă rezum la mai puține cuvinte. Dar aș vrea totuși din cuvântul Domnului câteva gânduri generale cu privire la cina Domnului. Ați auzit, mă gândesc, multe predici despre cina Domnului. În fiecare lună, cum este obiceiul la noi, din lăsat de Domnul Iisus și în adunările noastre, ne întâlnim împreună să stăm la masa Domnului, ne pregătim, înțelegem că este nevoie de o pregătire anume. Și am auzit din partea Domnului, din mesagerului trimiși, am auzit câte un mesaj care ne îndeamnă către aceasta. Totuși, în această dimineață, îngăduiți-mi și mie altele dumneavoastră și ceilalți slujitori să mai aduc înainte dumneavoastră câteva gânduri scurte cu privire la pregătirea pentru cina Domnului. Spunea Apostolul Pavel în primul verset citit, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Strângerea noastră la oaltă, întotdeauna, trebuie să producă ceva în noi, schimbare înspre bine. Strângerea noastră la oaltă are menirea să dea slavă și laudă lui Dumnezeu și fiind toți împreună ca o familie unită, noi trebuie să luptăm și să lucrăm înspre același punct comun, înspre a lăuda pe Dumnezeu, a ne pregăti mai mult, a ne apropia de El mai mult și a fi gata în orice moment de întâlnirea cu Domnul Dumnezeu nostru. Pentru aceasta spun, Doamne, ajută-ne la aceasta. Sunt trei lucruri importante pentru care orice om credincios trebuie să fie pregătit. Primul este momentul morții. Nici unul din noi nu știm când este rânduit să murim. Spunea Moise în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Care zile am putea număra noi? Desigur, privind în urmă ceea ce a trecut, putem număra, putem contabiliza cât am folosit pentru Dumnezeu, cât n-am folosit pentru Dumnezeu, care au fost momentele în care am dedicat și am consacrat pentru Dumnezeu din timpul și viața noastră și care au fost pur și simplu momente când am irosit timpul. Le putem contabiliza. Privind înspre viitorul nostru, nu putem să numărăm. Am vrea să știm, desigur, dar nimeni nu poate ști. După cum ați auzit, poate și dumneavoastră, această tragedie care s-a întâmplat la Kitchener, această tânără familie de 29 de ani, amândoi soț, soție, în acest accident grav care s-a întâmplat săptămâna trecută, sora a decedat. La 29 de ani, în acea săptămână, noi în biserică am avut un privet pe un frate în vârstă de 70 de ani, care a fost chemat de acasă la Domnul. Și ne uităm aceste două evenimente triste. Un om la care l-a cam sfârșitul vieții lui a fost chemat acasă. Oarecum am spune noi, îi de înțeles. Pentru că fiecare la un moment dat, mai la sfârșitul vieții, așteptăm să murim. Este ceva care este scris pentru fiecare om. Dar gândiți-vă la tragedia unei tinere de 29 de ani, unei mame tinere și unei soții tinere, deodată luată din viață. Momentul morții nu este cunoscut de nimeni. Este un moment care vine fără să întrebe pe nimeni ceva. Nu-ți cere permisiunea, nu te întrebe dacă ești gata, nu te întreabă dacă vrei, nu te întreabă dacă te-ai pus casa în îndoială, ci momentul când Dumnezeu rânduie să închizi ochii, viața se termină. Și pentru momentul acela suntem chemați să fim pregătiți și gata în orice moment. Doamne, ajută-ne la aceasta! Este important să fim gata pentru momentul întâlnirii cu Dumnezeu,
când vom fi chemați acasă, fie mai devreme, fie mai târziu. Un al doilea eveniment este momentul revenirii Domnului Iisus, răpirea bisericii. Noi cunoaștem și credem că Dumnezeu vine să-și răpească biserica. Cunoaștem că vrea să ne ia cu el în slavă. Și momentul acela nu este redat în Scriptură cu exactitate, ziua, data sau momentul, ci spunea Domnul Iisus, ce vă spun vouă, spun tuturor, vegheați! Și dacă vrem ca biserică să fim gata de întâlnirea cu Dumnezeu, suntem chemați la veghere activă. Doamne ajută-ne la aceasta! Un al treilea eveniment în viața bisericii pentru care biserica se pregătește activ este cina Domnului. Și aici este un pic mai ușor. Cunoaștem când vine momentul cinei și parcă cu precădere mai cu grijă umblăm în săptămâna aceea, în zilele premergătoare. Avem grijă ce vorbim, ce privim, unde ne uităm, cu cine ne însoțim, unde mergem. Parcă mai cu grijă călcăm, știm că vine cina Domnului. Și este bine să ne pregătim înaintea Domnului. Dar vedeți dumneavoastră, momentul pregătirii cinei trebuie să aducă un efect de schimbare în viața credincioșilor. Nu vă laud că vă adunați să vă faceți mai buni. Important este să ne facem mai buni, să ne apropiem de Domnul, să ne sfințim mai mult. Dar vedeți dumneavoastră, este posibil să trăim, să umblăm în așa fel încât să nu aducem cinste lui Dumnezeu prin strângerea noastră la oaltă. Este imperativ, necesar, biblic și o poruncă dumnezeiască să ne apropiem, să luăm cina Domnului. Sunt câteva argumente scripturale, n-am să intru în detalii între ele, dar câteva pe scurt. Este o poruncă dumnezeiască, spune Apostolul Pavel în versetul 24. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, aflându și le-a zis, luați, mâncați. Apoi le-a zis, luați și beți. Nu este dacă doriți să o faceți, aveți oportunitatea. Dacă vreți să o faceți, se poate. M-a avut anul acesta la Kitchener un botez în apă în care mai mult tineri, în jur de 34 tineri, au decis să ia botezul în apă. Și ne-am bucurat acest lucru frumos, dar înainte de a efectua botezul, le-am alcătuit un test după catehizarea care s-a organizat și am întrebat câteva întrebări din Biblie. Una dintre ele era pusă cam în felul acesta. Creștinul are următoarele multe privințe răspunsuri, șansa să ia cina în fiecare lună. În ce fel? Dacă dorește, dacă el poate, dacă vrea sau este necesar. Și fiecare tânăr și-a dat răspunsul cum a știut mai bine după studierea care a făcut-o. Important este să înțelegem că nu avem opțiunea de a o lua dacă vrem sau nu, ci este imperios necesar să o luăm. Luați, mâncați, luați și beți. Cina Domnului trebuie luată, măcar că se ia cu reverență și cu o pregătire adecvată premergătoare cinei Domnului. Dar cina trebuie luată, pentru că zicea Domnul Iisus, cine mănâncă și bea sângele meu, are viață și eu îi voi bia în ziua de apoi. Dacă vrem să avem viață, avem nevoie să participăm la cina Domnului. Este important să luăm cina Domnului pentru că amintim despre moartea și jertfa lui Iisus Hristos. Ne amintim de fiecare dată când stăm împreună. Este un moment al cercetării și ne dăm seama de jertfa care Iisus a lăsat-o pentru noi. Este necesară cina Domnului în viața credinciosului. Cina Domnului este necesară pentru că ne apropie de Iisus în cercetare. Versetul 17 spune Apostolul Pavel, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Se pune balanța între bine și rău. Pregătit și nepregătit într-o stare adecvată sau neadecvată. Este un moment al cercetării în viața spirituală. Cum ar fi un repaus? Gândiți-vă dumneavoastră ce ar însemna să meargă cineva la facultate și să studieze 4 ani de zile. Fii un semestru, al doilea semestru, al treilea semestru, mai e o pauză, mai e un semestru și tot înveți și înveți și înveți și înveți. Și într-o bună zi, după 4 ani de zile, spune față un teanc mare de foi și spune, ăsta e examenul. Dă examenul tot ceea ce ai învățat. Te speria. Te gândești, dar am învățat prea multe. Cum mai ne aduc eu aminte? Când am învățat ultima oară asta? Care era teorema? N-am mai scris-o. Am aruncat foile. Pe aia o stat cafeaua și s-o murdărit. Care oare fi răspunsul? Pentru că dacă vrem să ne pregătim activ, de obicei lăsăm pauze în care este pregătire, iar apoi examinarea timpurie care vine din când în când. Similar lasă Dumnezeu pentru noi, ca să nu trăim o viață întreagă după care să spunem, Doamne, oare suntem pregătiți sau nu? Lasă Dumnezeu un examen lunar în care noi cu biserica, cum am ne adunăm la oaltă și ne apropiem de cina Domnului. Premergătoare morții noastre, premergătoare venirii Domnului iminentă, noi ne pregătim prin a participa la cina Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta!
Este important să luăm cina Domnului. Ajută la unitatea frățească. Ajută la pregătirea pentru rai. Și sunt multe argumente scripturale de asemenea în care în această dimineață timpul nu ne permite ca să intrăm. Dar acum, pe scurt, pot să fie niște piedici la lua cina Domnului. Cineva desigur va spune, frate, vreau să iau cina Domnului. Foarte bine, important, necesar, o iau, sigur. Dar nu se poate la oricum. Și parcă un pic ne încurcă Pavel aici când spune el în versetul 27, oricine mănâncă pâinea aceasta și bea din paharul Domnului chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Iată că este posibil să vii cu intenții bune, cu dorința de a lua cina, dar să nu iei cum trebuie. Și acolo, în loc să vină binecuvântare, poate veni blestem peste viața ta. Observați, în schimb, terminologia folosită de Pavel. Nu cine va mânca vrednic, ci cine o ia în chip nevrednic. Deoarece vrednicia nu are niciunul din noi. Dacă cineva într-o zi vine la cina Domnului spunând, sunt vrednic să mă împărtășesc, vreau să vă spun, din start faci un păcat. Spunea Apostolul foarte frumos, noi toți am păcătuit, noi prin Iisus Hristos avem har și mântuire, măriți să fie numele Domnului. El ne învrednicește, vrednicia vine la Domnul. Dar felul în care ne raportăm, într-un chip, într-o manieră, într-un aport vrednic, este ceea ce cere Scriptura. A ne apropia, nu cu propria noastră vrednicie, nici cu nepăsare, dar cu o gândire de pregătire pentru asta, la masă cu Dumnezeu. Aceasta este metoda proprie a veni înaintea Domnului, la cina Domnului. Și în sensul acesta, pe scurt, în ultimele 2-3 minute, care pot fi câteva piedici și soluții la ele, la asta, la cina Domnului? În primul rând, relațiile interpersonale. Spunea chiar primul verset, vă puteți face mai repede când luați, strângeți la o la altă. Relațiile interpersonale, cât de simplu, să privești la fratele tău cu dispreț, dar ăla nu-i ca mine, ăla nu conduce mașină ca mine, ăla nu se îmbracă frumos ca mine, dar ăla nu-mi place cum arată, ăla e prea mic, ăla e prea mare, ăla e prea rotund, ăla e prea scurt. Ne uităm unii la alții și putem să judecăm din aspectele acestea simple. Ba mai rău, judecățile dintre frați, certurile dintre frați, multele probleme, și aici nu mi-am luat mult și nu trebuie să dau multe exemple. Fiecare, în viața de zi cu zi și în viața de om, am avut experiențe și momente poate neplăcute. Când printr-o neveghere, când printr-o vorbă, am putut să supărăm pe cineva sau să fim supărați de cineva. Relațiile interpersonale, care nu sunt puse în ordine, pot fi o piedică la lua cina Domnului. În al doilea rând, este posibil să vii cu păcate sau probleme spirituale. Și aici, iară, poate fi o problemă, pentru că cine nu mănâncă cina într-un chip adecvat, pocăindu-se, mărturisindu-și păcatul, nu este gata de a sta înainte cu Dumnezeu. De altfel, cine are păcate nemărturisite, nu este gata de întâlnirea cu Dumnezeu. Și vai, vai, ce-ar însemna într-un moment de criză? Doamne ferește, un accident sau o situație, când te iau fiorii morții să realizezi că nu ești gata. De multe ori vine acea frază tristă, dacă aș mai avea puțin timp, de-ar mai fi puțin timp, și oamenii atunci se confruntă ce se întâmplă, dar vreau să vă spun, în această dimineață mai este un pic de timp. Mai este har să ne pocăim. Și Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim în această dimineață. Doamne, ajută-ne la aceasta! Păcatele trebuie soluționate și acelea se întâmplă doar prin mărturisire. Este posibil să vii cu preconcepții greșite despre cină. Frate, eu, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este a citit din Scriptură și atât. Eu nu vin să mănânc într-o pâine cu alți oameni, dar nu e aia cina Domnului. Și vin oameni cu fel de fel de filozofii și restul stă pe bancă de ani de zile și nu ia cina. Că el așa crede că trebuie. Are preconcepte și gândiri. Îți pot fi o piedică în a lua cina Domnului. Și în ultimul rând, ispitirea cine rău. Vine câte o ispită. Tocmai în dimineața aia când pui mașina împreună și copiii, ăla și ceva cuci, ăla nu s-o pieptănat, ăsta s-o pătat cu ciocolată și tu stresat că nu mai ești din casă. Dar grăbiți-vă odată, mă! Și stai în mașină și spui, zice Pavel, orice strigare, orice supărare. Nu, Doamne, acum ce mă fac? Iată că m-a ispitit, m-a supărat, am strigat la el, am mai forțat un pic să intre în scaunul lui și noi intrat. Și acum ce mă fac? Cum iau cina Domnului? Pot veni niște piedici în a lua cina Domnului. Și vreau să vă spun, Biblia ne dă și soluții pentru ele. Dacă ai probleme cu relațiile interpersonale, împacă-te cu pădășul tău câtă vreme este cu tine pe drum. Dumnezeu îți acordă harul acesta astăzi, se mai poate. Nu lăsa să treacă ziua, pentru că nu știi când va veni ziua chemării tale, nici a ta, nici a părășului tău. Astăzi,
Dumnezeu te cheamă la împăcare, Doamne ajută-ne la aceasta. Și dacă ai o problemă cu cineva, cere-ți iertare, caută pe orgoliul tău, că Dumnezeu astăzi îți va da eliberare. Măriți să fie Domnul! Dacă vrei să scapi de păcate și probleme, mărturisește-ți păcatul. Nu există altă șansă de a scăpa. Nu trebuie să dai nici bani, n-ai nevoie nici de credit line, n-ai nevoie nici de 10, 20, 40 de zile de post. Dacă vrei să scapi de păcat, de păcat se scapă pentru o mărturisire sinceră și curată, o apropiere de Dumnezeu cu părere de rău și sângele Lui care spală orice păcat ne va curăți de întinăciunea noastră și vom putea să înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Dacă vrei să poți lua cina Domnului, repară-ți percepțiile greșite prin a te orienta după cuvânt. Nu te lua după teoria locutare, după felul în care ai auzit odată undeva la sat, în țară, cum se făcea sau se lua. Nu avem astfel de discordanțe în cuvânt. Cuvântul este obiectiv și drept. Măriți să fie Domnul! Cuvântul ne învață cum trebuie. Și dacă vrei să știi ce trebuie să știi despre cina Domnului, privește în cuvânt. Uite-te cu inimă sinceră și Dumnezeu îți va vorbi, te va îndrepta și vei înțelege ceea ce cere Dumnezeu cu privire la cina Domnului. Și în ultimul rând, acceptă harul lui Dumnezeu câtă vreme ia să fie iertat. Depunem cât aplicați la guvern și ia un jur de 6 luni, 8 luni, 12 luni și parcă nu-ți mai vine răspunsul, tot verifici online și același răspuns. Încă te-ți mai aștepți. Încă se procesează și nu se mai termină niciodată răspunsul. Oare cât ia la Dumnezeu aplicație de iertare? Vreau să vă zic că Dumnezeu e credincios și drept cuvântului Său. Odată mărturisit păcatul, odată venit înaintea Lui cu căință, Dumnezeu ne poate ierta de orice păcat. Mărit să fie Domnul! Trebuie căință, trebuie sinceritate, părere de rău și pocăință. Și Dumnezeu ne poate astăzi pregăti să stăm la masă cu El. Iubitul meu ascultător, ce te împiedică în această dimineață să stai cu Domnul la masa Lui? Cine mănâncă, are viață. Dacă vrei să fii nu un creștin bun, nu un penticostal veritabil, nu un membru de valoare, dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, ai nevoie să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului într-o manieră adecvată, într-o stare de curăție prin care te apropii de Dumnezeu și să înțelegi că este o poruncă divină. Felul în care te apropii va determina dacă vei avea parte de binecuvântare sau parte de blestem. Rămâne în mâna ta, în alegerea noastră, felul în care vrem să stăm înaintea Domnului. Spunea Biblia foarte frumos, îți pun în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și concluzionea Dumnezeu Sfântul poporului, alege viața. În această dimineață să ne ajute Dumnezeu să alegem viața. Pocăința, sfințirea și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ca Dumnezeu să ne învie în ziua de apoi și cu toți împreună, frații la Montreal, de la Kitchener, din România, oriunde am fi, să ne întâlnim în împărăția Cerului și a Slavei și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin.